genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Stau și mă uit în fiecare an, primăvara, toamna și iarna. Bun, și vara, câteodată. Dar vara n-ai ce să-i faci, că e căldură. Dar ne prind ploi, ne prind zăpezi. Noi întotdeauna începem să facem campanii. Domne, să strângem că oamenii săraci, că... Nu, oamenii săraci s-au dus la vot. Oamenii săraci au votat cum au votat minciuni timp de 4 ani și încă 4 ani și încă 4 ani și încă 4 ani, știți? Și au votat minciuni și mincinoși. Nu numai cu. Deci atenție, iar cineva o să vină și o să spună: "Nu, ăsta face politică, nu." Atenție. N-am niciun fel de treabă, n-am zis în viața mea sus partidul cu tare sau sus candidatul cu tare. Nu. Îi laud când fac bine, dar nu fac. Înțelegeți? Pentru că țara e praf și pulbere. De ce vin să vă spun lucrurile astea? Pentru că de multe ori se interpretează și mulți interpretează, zice, vai, faceți politică, nu fac politică. Nu, dar când e ăla acolo pe scaun, da, eu mă așez aici pe scaun și m-am angajat față de televiziune, nu, eu vă fac emisiunea. Păi nu pot să vin la jumătatea emisiunii și să mă apuc și să fac emisiunea sau să stau nu știu cum sau să mă îmbrac mai fistichiu sau nu știu, în sfârșit. Și să-mi bat joc de mine, de dumneavoastră, de televiziune. Că m-ar zbura afară în secunda 2, da? Deci când angajăm câte un guvern, câte un parlament, îi angajăm să fie profesioniști. Bun, oamenii ăștia se duc acolo. Și normal că sunt, cum să vă spun eu, așa, straturi, da? Începe după aia epurarea. Ăla de unde? De la noi din partid? Nu. Afară. Care de la noi din partid vrea postul cu tare? Bun, hai să vedem, îl dăm afară. Așa se întâmplă și la o direcție care se numește Direcția Apelor. Apele Române. Apa pe care o bem noi la robinet, o plătim pentru că Apele Române iau pe fiecare metru cub o anumită sumă. Înțelegeți? Bun, Apele Române din suma asta ar trebui să se apuce și să facă îndiguiri, curățări de albi de râuri, să vină și să dea amenzelor care aruncă mizerii în albile râului. Deci să fie o autoritate care într-adevăr se ocupă de apele din România. Te trezești cu inundații. Da? Doamne, că a plouat, nu știu, sau iarăși, da? Aia care fac canalizări, că și în Deva. Dacă ploaie mai rău, așa, imediat e mica Veneție. Pac, rapid, coboară de pe dealuri și nu mai face față canalizarea. Pă, să vedem. Păi nu, nu sunteți profesioniști. De ce? Pentru că n-ați prevăzut și situații de catastrofă. Când faci o canalizare și o concep, te gândești, frate, cât trebuie să-mi ia debit. Atâta. Dar dacă plouă mai nu știu cum, păi hai să o facem un pic mai mare. Nu, nu se gândește nimeni. Și atunci vezi inundații și zici, săraci oameni. Păi nu, săraci oameni au votat tot pe politicienii care și-au pus oamenilor în funcții. Și asta e țara, frate. Eu n-am văzut încă primării amendate că nu știu, nu s-a ocupat de îmbunătățiri funciare și să facă, știu eu, albile râului boboc și să se preocupe cât de cât. Na, nu o să vedeți așa ceva. Dar Apele Române, când e vorba să plătim noi, amărâții, poți ia banul. Înțelegeți? Aici este marea problemă. Pentru că orice guvern am angajat, da, nu e în stare să gestioneze problema asta simplă. Bă, Apele Române, câți oameni aveți? Nu știu. Nici nu știu care e organigrama, că nu prea aia sunt presă. O să vreau să mă interesez cine, ce și cum aici pe zona asta, în județ. Nu știu, nu, n-am idee. Mă, mergeți pe teren și verificați, frate. Dacă plouă mâine, știu eu, la Bampotoc. Cum e Valea? S-a interesat, a făcut primăria ceva, să... Știți? Și ne trezim la Pechea, în județul Galați, în Tulcea, nu știu pe unde, că plouă și duce pe aia cu tot cu casă. Deci cam așa s-ar pune problema. Și asta nu-i treabă de politică. Nu, e treabă de administrație. Toți au fost proști. Inclusiv ăștia. Ce să fac? O demonstrează inundațiile, zăpezile, iar inundațiile, da? Asta e problema noastră. Încheind subiectul ăsta, că toată lumea, știți, încep televiziunile generici din aia. Potop, nu știu unde.
ape curgând, nu, frate, stai. Era pe albia aia ce trebuia? Nu. Salut, la revedere. Nu, puteți să începeți cu congresul. Hai să vorbim și de unele lucruri bune. Un prim lucru bun se întâmplă chiar în momentul ce vorbim, pentru că vorbim despre o premieră medicală. Ce se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență Deva? Știam despre acest lucru, n-am vrut să-l anunț până când nu se întâmplă. Și știam că invitatul meu a devoalat într-un fel secretul, dar nu mi-a spus chiar tot. E, o să-l las să vă anunț această premieră medicală, ce se desfășoară chiar în timp ce vorbim. Invitatul este domnul Călin Laza, managerul Spitalului Județean de Urgență Deva. Bine ați revenit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, și vin cu o bucurie mare în suflet că după 3 sau chiar 4 luni de muncă și privațiuni, pentru că am realizat o sală de operație pentru cataractă în Spitalul Județean de Urgență Deva. Spun privațiuni pentru că a trebuit să economisim bani dintr-o parte, să-i ducem acolo. Ne-am rugat de cei care ne conduc și pe noi, Consiliul Județean, care și dânsii au participat cu o anumită sumă la acest să zic, proiect. De asemenea, sponsorii noștri care ne-au ajutat în cea mai mare măsură, spun eu aici, pentru că mare parte din valoarea acestei săli de operații este realizată prin sponsorizări. Și vreau să vă spun că nu e o sumă chiar de neluată în seamă. Sponsorizările pentru această sală se ridică undeva la 2 miliarde jumătate, în jur de 50.000 de euro. Mulțumesc tuturor, pentru că iată astăzi pot anunța în premieră în orașul și cred că în județul Hunedoara operația de cataractă. Adică acei oameni care suferă de această boală, de azi pot să se adreseze Spitalului Județean de Urgență Deva și în condiții, zic eu, în acest moment, condițiile secolului 21, putem opera această problemă la Deva cu oameni de-ai noștri care în acest moment sunt asistați de profesioniști de la Clinica din Cluj. Revin în ceea ce privește alcătuirea sălii și vreau să vă spun că de 3 luni jumate reabilităm circuitele, igienizăm sala, facem rost de sterilizator rapid pentru apa sterilă, facem rost de lavoare, apă sterilă și facem rost și primim ca sponsorizare aparatul pentru operația de cataractă prin procedeul facoemulsificare, aparat care este ultima generație, de ultimă generație, aparat cu care lucrează și celelalte clinici în acest moment în țară. În practic e o operație care se întâmplă la ochi. E o operație care se întâmplă la ochi. Probabil știți, cristalinul la un moment dat este invadat de o anumită peliculă care opacizează vederea ochiului. Acea peliculă se intră în ochi, se înlocuiește acea peliculă, se pune un cristalin nou și vederea este redată pacientului ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E vorba de o operație care durează o zi, două, până la trei zile. Recuperarea. Operația durează câteva minute, 30 de minute maxim. Deci 30 de minute durează. 30 de minute. Spitalul Județean de Urgență Deva asigură atât supravegherea preoperatorie, cât și postoperatorie. Luăm un prim telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Sără Română. Urmăresc în direct Hunedoara și am aflat despre operația care se poate face pentru cataractă. Așa, spuneți, vă rog. Se poate afla și postul, dacă nu este ceva secret. Nu este, doamnă, nimic secret. Vreau să vă spun că în acest moment se face implantul de cristalin. E vorba despre costul implantului de cristalin pe care medicul clinician o să vi-l recomande din punct de vedere medical. Vreau să vă spun că cristalinul este un dispozitiv medical susținut cu bani de la casa
de asigurări de sănătate, sigur că da, în limita banilor existenți pe lună sau în dacă acei bani pe luna respectivă sunt terminați, se poate merge pe o listă de așteptare. Avem și șansa sau putem oferi și o altă alternativă. Cei care doresc să-și cumpere acest cristalin și îl pot cumpăra, nu știu în acest moment prețul pentru că nu am legătura cu firmele care vând acest cristalin, iar partea de preoperatorie și partea postoperatorie este asigurată de spitalul nostru, Spitalul Județean de Urgențe Deva, prin internare, unde nu se plătește absolut nimic. Omul vine, se pregătește pentru operație, a doua zi este operat și probabil a treia zi pleacă din spital, dacă nu a patra zi, cel mai târziu, pacientul poate părăsi spitalul în condiții super. Înțeles, deci bun. Costul acelui cristalin depinde depinde de ceea ce medicul clinician... Aveți cam cât costă pe piață? Nu. Între și între. Nu știți acest lucru. Nu știu acest lucru și îmi pare rău, da. Probabil dacă după pauză am să dau un telefon și am să întreb exact costul între și între, da, o limită de cost. Bun. Deci în afară de acel cost al cristalinului pe care poate să fie susținut și de casă dacă pacientul are răbdare și se înscrie într-o listă de așteptare. Așa. Sau dacă pacientul este grăbit sau boala pentru dânsul e în stadiu avansat, poate să acceseze prin cumpărarea cristalinului, da. Am înțeles. Doamnă, mai aveți întrebări? Nu, vă mulțumesc foarte frumos, o seară bună. Vă mulțumesc și vă promit că după pauză am să spun și prețul la care se găsește pe piața liberă. Bun, e între niște marje, ca să da, fim foarte corecți față de telespectatorii noștri. Deci, operația este gratuită, dar costă... Operația este întru totul gratuită, spitalizarea este gratuită, noi primim banii de la casă... Bun, pentru cei cu asigurări de sănătate. Pentru cei cu asigurări de sănătate, sigur că da. Vorbim aici de cei asigurați, de oameni. La momentul ăsta... De la ce oră au început operațiile? Astăzi vreau să vă spun că la ora 1, domnul profesor Nicula Dorin, unul dintre cei mai buni oftalmochirurgi din România, a ajuns la Spitalul Deva împreună cu un alt coleg și la ora 2 a fost primul caz care în jurul orei 2.45 sau 14.45 a ieșit din operație fără nicio problemă. Înainte de a veni aici, era al 8-lea pacient pe masă, care sper că la această oră când vorbim noi aici să fie rezolvat și dânsul, astfel încât ne-am atins targetul, ținta pe ziua de astăzi de 8 pacienți. Vreau să vă spun că toată operația în acest moment este făcută de către acest domn doctor venit de la Cluj, un specialist întru totul, mâna a doua fiind un medic din cadrul spitalului nostru și anume doamna Miclăuș Diana. Vom merge cu prima mână, domnul doctor Nicula Dorin, o lună jumătate, după care se vor schimba rolurile. Doamna Miclăuș va fi prima mână, asistată încă o lună jumătate de acest domn profesor și specialist, iar după 3 luni de zile sperăm ca să facem doar noi cu medicii noștri această operație, această intervenție. Înțeles. Practic, cei de la Cluj au dat un ajutor... Exact. Le mulțumim pe această cale, ne-au dat un ajutor mare, vă dați seama că dacă dânsii nu acceptau să vină să ne ajute, ne era de multe ori mai greu, pentru că nu poți să te hazardezi să începi ceva ce n-ai făcut niciodată. Dar în momentul în care se aglomerează și e clar, bun, orice boală pe pământul ăsta e împovărătoare, dar parcă să nu vezi după ce ai văzut o viață întreagă, pentru că această boală, cataracta, duce la orbire, nu, da, omul da. Nu mai poate vedea. Și atunci e important să fie rezolvată problema cât se poate de repede. Bun, 8 pacienți, ca să recapitulăm. 8 pacienți de la ora 2 începând până în prezent,
Au fost operați de cataractă 8 pacienți la DEVA. 50.000 de euro toate costurile. Cine a contribuit? În afară de Consiliul Județean. Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean, în primul rând, noi din economiile, micile economii pe care am putut să le realizăm la anumite capitole, le-am băgat aici și, într-adevăr, firma de aparatură care ne-a dat acest aparat, în jur de 45.000 de euro aparat, nou-nouț, care, și vă spun, este vârf de lance în ceea ce privește acest procedeu, fac o emulsificare. Bun, e o veste bună, pentru că multă lume care suferea de această boală, probabil că nu o să mai meargă în centrele universitare, nu e o mare problemă neapărat, să zic așa, că te duci până acolo, dar până te duci, se reduc costurile pentru pacient, pentru pacientul simplu, da? Trebuie să plătească tren, nu găsește loc de internare, poate stă la un hotel sau la o cunoștință. Dacă nu vede, mai ia unul sau doi după el ca să-l ducă cu mașina. Și de regulă această boală nu apare la cei tineri, ci apare la cei în vârstă, cu atât mai greu transportabil de la o anumită vârstă și la un anumit timp de acasă, într-un alt județ, într-o altă clinică. Deci, credem că prin acest lucru venim în întâmpinarea celor în vârstă, celor care au această problemă, eliminând transportul atât ca și cheltuială, cât și ca și efort din partea omului de a se pune, vorba dumneavoastră, pe tren, în mașina nepotului, da, mașina copilului, așa. Sigur că da. Deci e o mare realizare, un pas înainte spre ușurarea. Da, noi așa o considerăm, ne suntem bucuroși cu toții că am putut-o realiza, sperăm să meargă în continuare la fel de bine ca astăzi și să reușim să redăm vederea multor pacienți care au nevoie de acest lucru. Domnul Dan Neacșu, la telefon, telespectatorul nostru fidel, vă salut, domnul Neacșu. Alo? Bună seara, domnule Mihuleț, bună seara, domnul director. Bună seara. Acum, cu plăcere, cu neplăcere, eu trebuie să răspund la astea, pentru că sunt implicat în chestiile astea. Așa? Medicale, că dacă te implici întotdeauna, trebuie să fii supus niște greutăți, nu? Că nimic nu-i ușor. Este un proverb ungureț că viața nu-i ușoară. Și bomboana trebuie să o sugem ca să-i simțim gustul. Deci, domnule manager, aveți nevoie de voluntari sau nu aveți? De voluntari în spitalul județean. Oricând, domnul meu, voluntarii da, sunt... Da, domnul manager, dar de ce nu se, de ce, cu riscul că nu o să vă placă, că de-a vorbesc în contul fetelor astea timide, care s-au dus în practică, nu au fost respectate, asistentele nu le dă valoare, le resping, sunt arogante, mai zic cu pacienții cum se comportă, 46% dintre ele. Așa degeaba. Dumneavoastră te vii, domnule manager, să veniți să vorbiți, domnișoare, cum e treaba, dar ați venit niciodată. Chiar am urmărit. A, secund, bună ziua, că zice acolo, nu știu ce, nu știu ce. Deci, stați un pic, domnul Daniel. Ceva. Sunt persoane paupere. Acum, nu fac carieră, domnul manager, pentru că eu am 58 de ani. Mulți înainte vă doresc. Regina Margaret, Maria în filmele. E o misiune nobilă, da? Pentru că domnul... Bun, care e întrebarea, domnul Daniel? Dacă ești un bolnav, mi se arte mii de păcate. Corect. Discutăm. Adevărat? Așa. Așa domnule zice, domnul director. Oare de ce trebuie să plătim noi acum 200 de lei? Acum eu știu că niște reguli, că nu vreau să fiu cerșător. Așa. Dar să știți că doctoriță când am spus, vai domnul Dan, adică să veniți voluntar, trebuie să plătiți și mi-a băgat 100 de lei în buzunar. Pot să spun numele? Sau nu-i politicos? Nu stați un pic. Puteți, dar nu... Nu, doamna, stați un pic. Doamna, dumneavoastră Doamna Angelescu, n-am mișcat un act pentru dânsa, un act. Și când mă duc acolo, ce face domnul Dan? Am venit să fac voluntariat. Deci v-a dat bani. Vai, Doamne, și m-a băgat 100 de lei în buzunar. Păi... Nu-și cerșetor, dar e vorba de fetele astea tinere care se aduce și dumneavoastră trebuie acolo să mai vorbiți pe unde mereți. Nu numai să ne luăm cu lucruri nelogani, megalomanice și acolo unde... Nu mai puțin, domnul Dan, stați așa, nu, stați un pic, aici... Nu crezi să mi se statuit. Cam interruptare, te rog frumos, mulțumesc. Domnul Daniel, deci când nu putem avea un dialog, nu o să mai puteți interveni. Deci bun, hai să vă spun eu cum stă problema. Deci, unul la mână. În momentul în care ești voluntar, nu aștepți niciun fel de plată. Bun, că v-a gratulat doamna doctor, a fost foarte bine.
Eu înțeleg că multă lume ar vrea să lucreze în sistem, dar se intre pe bază de concurs. Deci dacă niciodată, acum stau și o dau pe partea ailaltă, știți? Niciodată unul care este pe meseria lui nu-l va lua pe învățăcel să-l lase, lasă, dragul, tati, stai liniștit aici, nu învăța nimica. Poate să fie și mai aspre. Că vorba aia, deci nu vă supărați. Acum, eu înțeleg că au apărut multe școli post-liceale sanitare, nu discutăm de multe lucruri, că dacă începem să discutăm, după aia să rău. Luăm un nou telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Vă rog. Bună seara! Întrebarea așa de așa la dumneavoastră, deci ca să știu precis că am o cataractă, la cine trebuie să mă adresez? La secția de oftalmologie a Spitalului Județean de Urgență Deva. Vă mulțumesc foarte mult! Prima dată nu la medicul de familie? Întreb. Da, asta știam. Medicul de familie, da, și cu după aceea, da, vorbeam despre operația în sine. Da. Deci la Deva, la spitalul din Deva. Acum să-i răspund și eu, domnule. Mulțumesc mult! Și noi mulțumim, da. Și vă așteptăm în continuare alături de noi. Să-i fac și eu un răspuns acestui domn. Sigur, avem o grămadă de practicieni practicanți în cadrul spitalului, proveniți din aceste școli, Călan, Hunedoara, școli de asistenți. Ei au un contract și au o politică bine stabilită a ceea ce fac acești practicanți în cadrul spitalului. Ei nu pot să facă decât strict anumite lucruri. Nu își pot depăși atribuțiile. De asemenea, am și niște contracte pentru voluntari, în speță niște tinere voluntare care au vrut să vină la acest spital. Dânsele își fac meseria iarăși în baza unor sau în limitele admise de contract. Ca atare, noi nu putem să stăm la dispoziția tuturor acestor practicanți și spuneți ce așa, domnul Dan Neacșu, da. Nu, că a revenit voluntar. Domnul Dan Neacșu. Da. Domnul Dan Neacșu este la telefon acum, dar nu-l bag în direct. Îl ascultăm, nicio problemă. Și am să vă spun un lucru. Deci, am zis regiei că nu puteți intra, domnul Dan Neacșu, și am să vă spun de ce. Nu vă supărați pe mine. Deci, când te duci într-un spital, respecti niște reguli. A fost, din păcate, din nefericire pentru mine, am fost în o grămadă de spitale, și la Timișoara, și la Cluj, și la Târgu Mureș, și așa, frate, deci te duci și respecti ce ți se spune și faci ce ți se spune, și ca pacient, și ca vizitator, și mai ales ca practicant, dacă vrei să înveți ceva, te duci și înveți, cu riscul de a fi repezit. Deci nicio meserie nu ușoară și țin minte, acum s-o dăm pe aia bună, știți? Că nu trebuie să fie diferit din punctul ăsta de vedere și cred că sunteți de acord cu mine. Dacă ar veni eu dacă aș veni să mă angajez manager, cred că mi-aș lua de la domnul Călin Laza, sau mă rog, nu manager, asistent de manager. Să veniți în practică. Da, să vin în practică la dumneavoastră, cred că mi-aș lua o grămadă de scatoalce și nu m-aș supăra. Dar știți de ce? Pentru că așa se face meserie. Când eram lăgătuș mecanic, maică nu dădea, ba și dădea câteodată maestru cu ciocanul după noi, frate. Păi nu ți-ai făcut treaba sau nu știi sau ai rebutat materialul, nu poți să-i zici la dragă, mai strică-l odată. Păi cum? Nu există așa ceva. Acum, eu știu că ar trebui să punem în perne și iarăși nu sunt de acord cu anumite lucruri. Pentru ce pregătim noi personalul la medical din școlile post-liceale sanitare? Ca să plece în Italia? În Spania? În Belgia? Păi nu, stați puțin. Să facă școală pe bani foarte mulți acolo, dincolo, și să se ateste. Și nu vă supărați, domnul Dan Neacșu, dar de cele mai multe ori, eu consider așa, orice școală trebuie făcută cu rost. Adică, ai nevoie de 5 sudori, da? Pregătești 10 sudori, că poate 5 îți pleacă în străinătate, dar nu pregătești 50. Că în momentul în care pregătești 50... Bun, un minut până la pauză. Acum m-am aprins eu pentru că accept orice, dar n-accept povești de genul. Sunt povești care nu fac obiectul, cred că... Bun, deci sunteți deschiși spre voluntariat? Sigur, voluntarii trebuie să fie voluntari, nu trebuie să fie și altceva. Să-și păstreze limita lor de voluntariat. Nici de cum nu pot să acceseze, a face ceva mai mult decât ceea ce îi permite contractul pe care l-am cu dânsii. Bun, în privința că suntem aici și oricum o să discutăm și după pauză,
dacă aveți pacienți nemulțumiți, pot să vină pacienții și să spună, domnule, uite, asistenta cu tare se poartă urât sau... Da, chiar îi rog pe acești domni sau acești pacienți care au probleme cu comportamentul personalului angajat al spitalului, sunt deschis, ușa mea e deschisă tot timpul pentru absolut oricine, nu am ales niciodată între unii și alții, aștept pe toți, am avut timp și mi-am făcut timp întotdeauna pentru toată lumea. Nu am zis că mai lăsăm pe mâine, nu am zis, am acceptat să-mi vină fiecare om cu fiecare problemă să-mi o spună, să văd cum pot să-i o rezolv. De regulă, până acum, celor care au apelat mie, am încercat să le rezolv toate problemele. Ușa vă este deschisă, ușa dacă este vorba deschisă, de reclamații, primim și în direct, nu niciun fel de problemă, și direct, dar să se spună. Răspundem în direct, sigur, nicio problemă. Luăm pauză, stimați telespectatori, și după pauză revenim cu prețul pentru cristalin. Domnul Lazar se și pregătește să sune și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Pauză. Am revenit în direct, stimați telespectatori, încă așteptăm prețul la cristalin, niciun fel de problemă, ca să dăm toate informațiile. Dacă nu, poate domnul director o să reveniți cu un telefon și o să spunem, sau primiți un telefon în timpul emisiunii și vedem cu acest preț. Da, domnul Dan Neacșu, să nu fiți supărat pe mine, dar lucrurile sunt foarte clare. Știu că ați lucrat în spital, știu că faceți voluntariat, știu că este bine și că vă doriți lucrurile astea, dar aici n-aveți dreptate și nu vreau să mă cert cu dumneavoastră. Deci ideea e așa. Noi în România avem prea multe școli care pregătesc specialiști numai pentru străinătate. Pe banii, bun, unele din aceste școli se plătesc, e ok, da, dar multe din școlile românești pregătesc specialiști pentru străinătate și o inflație de oameni cu multe, multe diplome și care nu-și regăsesc locul în România și se duc tot în străinătate. N-ar fi un lucru rău ăsta că toată lumea vrea diplomă, dar cu cât ai mai puțin și mai buni și mai adevărați și mai dăruiți, e mai bine, zic eu. Cu cât ai mulți și nu e extraordinar de buni, nu e atât de bine. Punctul meu de vedere. Deci, nu putem să ne certăm că, domnule, că să vedem de ce nu sunt băgați anumiți practicanți în seamă ca să ce. Că ce? Păi, stați un pic, acolo e spital, e pe banii și ai mei. Și a tuturor. Sunt oameni bolnavi. Dacă mergem și facem practică. E bine, e minunat. Bun, revenim, domnul Călin Lăza. Investiția asta vine să aducă, după cum spuneam, economii în buzunarul pacientului din județul Hunedoara. Am vorbit de costuri, am vorbit și despre durata acestei perioade de încercare, o lună jumate plus o lună jumate, deci vreo 3 luni de zile va fi o perioadă de încercare și apoi vom fi pe picioarele noastre singuri, corect? Sigur că da, vom face singuri această operație, o vom face zi de zi, nu ca acum, probabil la 2-3 zile, când domnul profesor va putea accede la DEVA. Deci se va putea face operația zilnic? Da. Sigur, în măsura pregătirii pacientului pentru operație, sigur că da, în fiecare zi, sala este acolo, se poate interveni oricând. Bun, o întrebare grea. Da. O să vă enervați pe mine, da, am încotro. Acum, ați făcut rost de medic-oncolog? Nu am făcut rost de medic-oncolog. E bulina neagră, să zic, dacă pot să spun așa, a mea, a spitalului, a țării ăsteia în care trăim, nu găsesc medic-oncolog. Domnul doctor Rugea e un erou în acest moment, își face treaba cum trebuie, pacienții, zic eu că nu am nemulțumiți în rândul pacienților pe care îi tratează dânsul, căutăm și din nou căutăm. Am postat a treia oară. Ce nu înțeleg? Că aici e marea problemă pe care o avem. Deci sunt centre universitare, sunt rezidenți. Bun, cheltuie și părintele, într-adevăr. Până faci o școală, până faci o medicină, într-adevăr se cheltuie foarte, foarte mulți bani. Dar nu vă supărați, stimați telespectatori, vi se pare normal ca un spital? Acum vedem o măsură urâtă a lucrurilor din România. Un spital, da? Când tu ai centru universitar la Timișoara, centru universitar la Cluj, centru universitar la Târgu Mureș, vorbim numai de asta din Ardeal. Nu mai vorbim de București, de Iași, de vorbesc de centre mari, cu tradiție, cu tot ce trebuie. Există, mi se pare, facultate de medicină și la Sibiu, dacă da, există, sigur, da. Deci,
ar fi de unde, în condițiile în care nu sunt locuri de muncă în România. Și un medic nu își găsește atât de ușor loc de muncă în, nici în România, în străinătate se spune, da, domne, sunt oferte foarte multe. Bun, ok. Și totuși nu înțeleg. Ați pus niște condiții speciale? Ați pus nu am pus nicio condiție specială, am pus o condiție simplă să aibă competență în oncologie. Oferim un post normal, un post de medic în Spitalul Județean de Urgență Deva, un post care va putea dăinui toată viața acelui clinician. Probabil, și mă gândesc așa, că mirajul orașelor mari pentru tineret în acest moment e mai mare și pus într-o balanță îl alege mirajul orașului decât a veni, a accesa pe un post care o viață întreagă va putea să... Să vă întreb în continuare despre demersul, da, domnul Dan Neașu, uite, hai, dacă tot ați insistat, pentru că eu nu mă cer, oameni buni, eu nu mă cer că nu de asta. Știu, dar pledați o cauză cu care... Voluntar sau nu mă duc, pentru că... A, vreți să mergeți voluntar? Păi sigur că da, și... Păi asta vreau să dacă nu mă duc la în alte părți. Domnul Neașu, ați venit vreo... Pentru că n-am 18 ani. Mă scuzați că vă deranjez. Domnul Neașu, da, ați venit vreodată la mine să spuneți n-a această... N-a venit că... Păi și atunci de ce spuneți n-a că mergeți că în Spitalul Județean de Urgență Deva? Nu poate intra nimeni ca voluntar sau ca orice altă funcție decât cu acordul managerului acestei unități. Bun, când managerul sunt eu. Stabiliți întâlnire acum. Vă aștept, hai că poate... Da, bine. Da, vă aștept. M-ați speriat că nu pot să-mi ofer serviciile. A, nu, nici că nu mai fac carieră, domnul. Domnule, știți că am vorbit cu un manager de la... Și m-a făcut în fața clasei că somn de nimica. Dacă am vorbit și am spus că alt manager. Domnul meu, eu vă respect și nu vă fac... Nu, nimeni n-a zis așa ceva, domnul meu. Nu, alt manager, nu știu cu cine vorbim. Nu ne acuzați, că nu, suntem, cum să vă spun. Eu vă respect, vă aștept și vom vedea ce... Nu vă acuz, că nu am de ce. Să vă ofer. Mi-ai scris și eu durerile. Fără probleme. Că la o biserică, să zic așa. Bine, domnul. Fără probleme, vă așteptăm în continuare. Ești bine, vedem ungurii numai în paturi. Bun, vă așteptăm, domnul. Mulțumesc, domnul Dan Neacș, uite, vă așteaptă și domnul director, puteți să mergeți. Vă mulțumesc, domnul director, și nu supărați pe mine, nu pentru vă că supăr. De bună credință ca societatea să fie cum trebuie. Așa deci, vă spun eu mai multe. Vă aștept și vă ascult. Bun, mulțumesc, domnul Dan Neacș, uite, v-a fost îndeplinită și dorința și vă aștept în continuare și în emisiune, dar v-am spus, când nu pledați o cauză bună, vă tai și nu. Asta e. Cu oricine fac la fel, adică... E la fel, bine, domnul Dan Neașu este un simpatic și are puncte de vedere pertinente și mă bucur de fiecare dată să intre în direct, chiar dacă nu întotdeauna suntem pe aceeași lungime de unde, dar trebuie să înțeleagă și așa, aveți un da, preț? Da, a venit și pe calea undelor și prețul de la Cristalin, deci trebuie să vă informez că în funcție de complexitatea pe care acest dispozitiv medical o are, îmi scrie doamna doctor aici un mesaj, 1200-1800 de RON. Deci de la între 1200 și 1800 de RON 1800 costă de... acest cristalin. Probabil deci ca să zicem și în bani vechi 12 sau 18 între 12 sau 18 milioane de lei costă acest cristalin, probabil în funcție de cât de obosit e ochiul. Asta clinicianul va stabili ce tip. Bun, deci și... până în 20 de milioane dacă nu suportă casa de asigurări. Dacă nu, da. Deci dacă pacientul asta nu are... Nu are timp să aștepte. 8 operații au fost acceptate, a avut buget casa de asigurări de sănătate? Da, pentru că au fost primele operații și... Au fost primele operații, am înțeles. Care e plafonul? Știți cumva care e plafonul? Nu, asta va trebui să în zilele următoare să mergem la casă, să stabilim cu președinta casei, să vedem ce putem face pentru acest tip de operație. Practic, fiind acum este sunteți în fază de testări. Suntem pilot, fază pilot. Fază da. Pilot. E incipient totul și trebuie să vedem ceea ce putem face cât mai mult pentru pacientul care se adresează. Deci, practic, demonstrând că într-o zi se pot opera 8 pacienți de cataractă, aveți posibilitatea asta să se întâmple 8 operații într-o zi. Bun, ele se pot întâmpla două, trei. Niciuna. Deci da, sigur, funcție de nevoi. Sala, problema cea mare a fost sala de operații, care nu am avut-o până acum. Acum o avem, putem intra în ea de câte ori este nevoie. Bun. Dimineața, la prânz, seara. Și atunci,
Casa de Asigurări de Sănătate, la care toți contribuim, să vină frumos cu bănuții și să ajute pacientul. Să ajute pacientul să-și recapete într-un fel vedere, nu? Să-și... Bun. Întorcându-mă la oncologie, ați încercat pe cont propriu să mergeți în centrele universitare la care pregătesc, știți, au probabil medici rezidenți, au că anunțul în Viața Medicală l-ați dat și l-ați tot dat și așa. Este a treia oară postat în așa. Revista Viața personal Medicală. Sau cineva de la dumneavoastră să meargă și să spună, uite domnule, vrem să stăm de vorbă cu voi. Care veniți la Deva? Da, am rugat inclusiv pe domnul doctor Rugea, care are relațiile în facultatea. Sigur, pe așa. Care dânsul, în centru universitar pe care dânsul în care a terminat facultatea, a fost, avem ceva promisiuni, dar suntem încă la promisiuni. Deci nu pot să spun nimic cert în acest moment. Stăm la la cheremul unora și altora. Nu, e o piață liberă. Deci... E o piață liberă. Și o premieră. Oferi... Da, e o premieră în România. Nu pot oferi mai mult decât un post plătit ca orice alt post în țara aceasta și iată că nu avem succes. Probabil că până la urmă vom avea succes și aici. Bun. În momentul în care vine un medic, are nevoie de casă, masă, depinde și lucrurile astea. Da, lucruri pe care eu nu le pot asigura. Nu dumneavoastră. Spitalul trebuie să, în sine nu poate asigura. Nu dumneavoastră trebuie să le asigurați. Aici ar trebui să vină și să faceți, nu știu, un fel de comisie în care să se spună, domnule, sunt locuințele ANL care s-au dat, cum s-au dat, stimați spectatori, și nu deschidem subiectul, că nu, e durere mare. Nu ne vom da înlături de la a face orice. Discuții cu domnul primar, discuții cu președintele Consiliului Județean, vom face orice pentru a ne atinge scopul. Păi, aici vă dau eu. Sigur că da, adică nu. Găsită și o casă, nu vom pregeda... casă, masă, deci deja... Începe să... Dar știți cum? Până acum nu am avut omul oferte cu care să discut. Măcar să-l văd în fața mea și să stăm tete-a-tete și să discutăm. Ce pot să-i ofer sau ce dorințe ar avea în plus față de ceea ce îi ofer eu. Deci până acum nici măcar unul n-a venit să zică, da, mă interesează. Nici măcar acest lucru nu s-a întâmplat. De aceea sunt un pic descumpănit aici, dar viața e o luptă, trebuie să luptăm, trebuie să căutăm în continuare și sunt fiar convins că vom găsi. Acum sigur ați prins în vremea lui Ceaușescu repartițiile. Eu era... am venit pe repartiție undeva și... Deci ați venit pe repartiție. Am venit pe repartiție, da. Prima dată vă doreați să rămâneți altundeva sau să mergeți altundeva? Nu. Altundeva? Am venit undeva pentru că eram de vean și am venit... Bun, ați venit acasă. Nu, dar era acasă. Știți, era o întreagă nebunie, nu mai știu, în Buletin de București sau... Cred că în Buletin de București e tratată problema. Da. Făcea oia orice, numai să nu plece din București, să nu plece în provincie. Provincia era nenorocire pentru ei, vai de mine. Bun, ok, dar era o repartiție, trebuie să medic nu știu unde. Pac, îl trimitea, salut, la revedere, ai repartiție, vrei bine, nu vrei, dă bănuții înapoi. Acum nu se mai face, vă gândiți să contractați, să zic așa, un fel de posturi. Nu, să contractați specialiști încă de pe băncile școlii. Vă dau o idee ca manager. Da, în adică să faceți în buget, așa. În bugetul spitalului în acest moment nu am acest capitol și nu știu cum l-aș putea construi sau face, pentru că îmi trebuie și o legislație în acest sens. Noi nu putem face nimic în afara legii și puțin. Da. Nu, un pic. Bun, acum pe spitale vorbim și așa. Vorbim de spital, da. Aveți personalitate juridică? Avem, dar... Dar trebuie să respectați niște reguli. Trebuie să respect niște reguli și ordonatorul nostru principal de credit este Consiliul Județean. Deci știți de ce? Pentru că, bun, am făcut emisiuni, eu nu văd o problemă din punctul ăsta de vedere. O problemă atât de mare. Și am să vă spun de ce. Firmele private, acum, la momentul ăsta, au venit și au zis așa, avem nevoie de lăcătuși mecanici, de sudori, de tinichigii auto. Și s-au dus la câte un liceu și au zis așa, noi oferim bursă în fiecare lună, 200 de lei, stați să nu vorbesc prostii, stați așa, că mă... Sunt firme private, domnule. Da, corect, numai puțin. Firme private. Dacă, or fi, da, 200 de lei pe lună este bursa. Vreau să vă spun un altceva.
ne tot plângem, domnule, că medicii iau șpagă, că trebuie să te duci cu plicul, că nu știu, dar unul n-ar da și nimeni n-ar merge dintre autorități să vină și să spună așa, uite care-i treaba, hai să facem în felul următor. Tu ești copil sărac, dar vrei să înveți. Te trimit la școală. Vrei să mergi la medicină, vrei să mergi... Eu aș face în locul autorităților. Nu neapărat din bugetul există, spitalului, nu puteți. Nu, există în acest moment acești medici rezidenți care au contract cu Spitalul Județean pe care noi îi plătim și pe perioada rezidențiatului ei figurează la noi, își fac rezidențiatul în clinicile din țară, urmând ca după ultimul an de rezidențiat să vină la post. Să vină la post. Da, și șase ani de zile nu poate... Da, n-a știut-o? Vă spun acum. Păi, șase ani de zile nu poate părăsi acest spital, pentru că noi, pe parcursul rezidențiatului dânsului, i-am plătit acel salariu, e adevărat derizoriu, dar l-am plătit. Bun, am înțeles și avem rezidenți pe oncologie? Vom avea rezidenți, dar sunt doar în anul 2. Și mai trebuie să facă încă 4. Deci, el nu va putea practica decât în ultimul an, în anul 5 va putea practica în spital, la mine. La noi în spital. Deci doar în anul 5, cu drept de semnătură, va putea să profeseze. Până atunci nouă ne trebuie acel om pe care în acest moment deci îl căutăm. Ni-l trebuia alaltăieri, îl căutăm și sper că poate mâine sau poimâine să-l avem. Bun, că se apropie... mai avem vreo 5 minute de emisiune. A trecut foarte repede. Vreau să vă întreb alte probleme, pentru că realizări am vorbit și e bine. Alte probleme pe alte secții? Probleme, să zic, în acest moment, în ceea ce privește partea medicală, să zic, nu avem în acest moment. Medicamente dăm în jur de, sunt postate și pe site consumul de medicamente, în jur de 4 miliarde, 5 miliarde medicamente pe lună, 2-3 miliarde materiale sanitare. Deci încercăm să aducem absolut tot ceea ce e nevoie pentru clinicieni ca ei să-și poată face, să-și poată trata pacienții în cele mai bune condiții. E adevărat, poate așa cum zicea și domnul Neacșu, de multe ori oboseala sau mulți pacienți care ni se adresează nouă stresează un pic personalul, îl obosește și răspunsurile nu sunt întotdeauna pe măsura, probabil, așteptării tuturor. Personalul nu are voie să fie stresat. Eu am ședințe... săptămânale cu dânsii le spun tot timpul, zâmbiți, vă rog, plecați acasă, vă odihniți, reveniți, vă rog, cu zâmbetul pe buze, pentru că, probabil mai spuneam aici odată, pacientul are problema lui, problemă gravă, nu mai are de gând să suporte și nervii celor din jurul lui, în speță asistente, infirmiere, chiar și doctori. Ca atare, aici e loc mult de a îmbunătăți activitatea. Încerc prin a aduce acum, după liberalizarea angajărilor, să zic așa, să mai aduc personal astfel încât să nu fiu nevoit, să nu pot da 50 de libere la o asistentă pentru că nu pot permite să o scot din circuit, astfel încât probabil că această femeie e la capătul puterilor și eu, pe partea mea, înțeleg pacientul care, încă o dată spun, e cu o afecțiune, în suferință, el nu poate înțelege și îi e greu să o înțeleagă. Tocmai de aceea am făcut un recensământ personal, am fost în tot spitalul, am văzut și am discutat cu toți șefii de secții, asistente, șefe, nevoile de personal. Nu e foarte mult, mă așteptam la mai mult, dar nu e foarte mult. Lucru pe care în următoarele săptămâni doresc să-l fac și să le aduc la posturi personal, astfel încât să se poată da concediile, să se poată da liberele, pentru că un om foarte obosit, într-adevăr, nu mai poate nu mai poate da randament. Corect. Și nu pot să-i, nici nu pot să-i motivez prin plăți suplimentare, că nu am nicio posibilitate în sensul acesta și
aș spune eu, oricât i-ai dat la un moment dat unui om care este obosit, el nu mai dă randamentul că nu poate, deci, fizic. Nu mai sigur poate că fizic, da. Nu, da. Nu suntem roboți. Sigur că da. Deci aici trebuie înțeles. Vom angaja în lunile următoare, sper. Uite, data viitoare, da? Că acum avem un minut de emisiune, data viitoare aș vrea să veniți cu acel recensământ. De azi, nu, hai să zicem, nu de azi în două săptămâni, da. Dar peste două săptămâni, vă las săptămâna... Este statul de funcții și este postat. Perfect. Inclusiv. Uite, pe site-ul. Mă interesează să vedem de cât avem nevoie ca să fie bine și să fie toată lumea lejer. Eu am văzut în Italia, deci acolo e proverbul, fii omul cât de mic, după masă doarme un pic. Adică la ora 12 un închide a tot și deschid la 4-5 după masă. Domnul Mircea, și la farmacie la fel, știți? Am câte 3 infirmiere pe secție. Deci dacă una se întâmplă ceva cu ea... Se îmbolnăvește sau e se așa? Întâmplă ceva, eu știu, are o problemă, oarecare. Ori se îmbolnăvește, ori are o problemă. Sunt descoperit. Deci nu pot să-mi exercit... Aștept să veniți cu statul ăla. Am de, să vin de și sper ca până atunci să și repar din lipsa asta, aceasta de personal, să repar ceva. Eu vă doresc succes pentru că e important să știm că avem o unitate medicală performantă în județ, în reședința de județ la care putem să apelăm foarte mare ușurință. Deci de azi, în două săptămâni, să zicem, nu neapărat vinerea, dar săptămâna viitoare vă dau o săptămână la dispoziție ca să le rânduiți pe toate și după aceea veniți cu statul de funcții să discutăm aici. Veniți? Deci vreți să mă țineți tot timpul? N-aveți încotro, că okay. M-ați provocat acum cu nu găsim medic-oncolog. Nu-l găsesc. Așa. Asta e. E un minus al meu, al spitalului al meu în speță, dar vă promit că o să fie și acea zi. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne vedem nu săptămâna viitoare, în cealaltă săptămână. Stimați telespectatori, urmează Țedea. Parcă văd pe toți scrobiți frumos, ducând coroane și așa. Da, măcar atâta. Bun, ne revedem luni. Luni discutăm despre Țedea. Vine colegul Amarildo Sechei. Încă o dată Țedea. Așa se va numi emisiunea. Până luni, rămâneți cu punctul pe ei, cu Ionuț Drăgătesc, colegul meu. Rămâneți cu Bună Doara TV, toate cele bune. Bună seara.